Vineri după amiază, o fetiță de 10 ani a murit strivită în mașina condusă de bunicul său, care și-a pierdut și el viața. În autoturism se mai afla și mama micuței, care a scăpat ca prin minune cu viață. Cei trei se întorceau din Bacău spre casă, în localitatea Schineni, comuna Sascut, când în dreptul unei benzinării au fost izbiți violent de un autoturism care venea din sens opus. Locuitorii din zonă spun că respectiva porțiune de șosea este periculoasă din cauza marcajului necorespunzător. De ce a fost linie continuă, eu nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat aici și nu s-a ajuns la o concluzie. La intrare în PECO, deci e linie continuă. Pe tocmai ca să nu se oprească. De ce? Dar de ce se oprească? Spuneți-mi și mie. Spuneți-mi și mie, nu trebuie să intru la PECO. Polițiștii s-au oferit să dea un verdict în primă instanță, declarând că este prea devreme atâta timp cât cercetările nu sunt finalizate. Pe drumul național 2, la kilometru 242, în afara localității Sascut, pe fondul unei neasigurări la schimbarea direcției de mers, respectiv intrarea în stația PECO și a vitezei excesive, s-a produs un eveniment rutier, soldat din păcate cu decesul la două persoane. Oricare ar fi sentința în acest caz, durerea rudelor celor morți nu va putea fi alinată niciodată. Spuneți-mi mie, ce-i făcut în România asta acum? Ce-i? Rupiți, domnule, permisele, că ne găsesc drogați, că ne găsesc beți, că ne găsesc... Că trec și pe a treia bandă. Vă puni pe mine, periclitează-mi viața. După părerea, spuneți-mi mie, cine este vinovat? Fiți sigur că măsuri împotriva celor care încalcă normele rutiere... Niciodată, niciodată. Voi muri cu inima neîmpăcată când nu se vor lua măsuri. Și evenimente. Și dacă dumneavoastră sunteți agitat acum, nu să... vă înțelegem... Domnul meu, cum să nu fie accident, să nu fiu domn. Dacă eu ieri m-am jucat cu nepoții ca mea, așa cum m-a întins pe iarbă.